1 iunie ar putea veni cu vești bune pentru spitalele din toată țara. Angajările în spitale ar putea fi deblocate, iar pentru Spitalul de Urgență Constanța acest lucru ar putea avea un impact imediat. În situația în care vara unitatea este supra-solicitată din cauza numeroaselor situații în care este nevoie de intervenții de urgență. Noi ne dorim, știți cu toții, și nu de prim, nu o singură dată, ne-am plâns vis-a-vis de blocarea acestor posturi și de lipsa numerică a personalului pe diferite secții, inclusiv începem cu UP. Iară mai vine o vară peste noi, da? Mai vine o vară peste noi și în același timp iar o să ne confruntăm cu un flux crescut de pacienți. În comparație cu alte centre de primire urgență din țară, vorbesc de cele mari, în continuare rămânem să avem o deficiență de personal, atât la nivelul medicilor asistente, cât și îngrijitoare și brancardieri. Medicii se plâng îndeoseb de lipsa personalului din secțiile de chirurgie, cardiologie și pediatrie. Mai mult decât atât, un alt ordin al ministrului ar putea duce la pensionarea mai rapidă a asistentelor. 80 dintre acestea angajate la Spitalul Județean Constanța ar urma să iasă la pensie, conform noilor norme. Măsura ar fi una care nu ar ajuta spitalul. Am resimțit plecarea dintr-o dată, ceea ce nici nu ne dorim. Chiar așa repede, pentru că atunci rămâne un deficit pe secții, personal cu bună calificare, cu experiență, și trebuie să fim conștienți că în momentul când facem această modificare să putem să avem oameni relativ bine pregătiți care să le ia locul, pentru că altfel este o unitate cu foc continuu și nu ne permite să ne jucăm și să școlarizăm. Așadar, pe de-o parte, spitalul ar putea avea un suflu nou, dar odată cu pensionarea asistentelor cu vechime, s-ar pierde un plus de experiență.